Lumea întreagă trece în prezent prin momente în care are nevoie de eroi și în care modelele de urmat sunt tot mai rare. Să ți spun despre un astfel de om. Elena, o infirmieră italiană, a fost infectată cu coronavirus în spital. Acum s-a vindecat, dar știi care e primul lucru pe care îl face? Se întoarce la muncă să aibă grijă de alții. Stasera, după 23 giorni, finalmente ritorn în trincea. Finalmente pot urlare, sunt guarita. mi au definit eroi, ma i veri eroi qui sunt ben altro. I veri eroi sono coloro, tutti i pazienti, che ce l'hanno fatta e ce la faranno. O lume întreagă a cunoscut-o pe Elena după această fotografie. A fost surprinsă în timp ce dormea epuizată cu capul pe un birou la finalul unei lungi ture. A doua zi a cerut iertare pentru că nu a fost în stare să ducă tura la final. Era devenit simbolul simbol de toți cei care stavano lottando questa per, per combattere questa battaglia dificilissima. Peste 10.000 de cadre medicale s-au îmbolnăvit în Italia, acolo unde 77 de medici și 23 de asistente au murit din cauza bolii.